Gata? Pornim? Suntem live? O facem așa să vadă că e live, că nu ne jucăm. Stimați prieteni, bună dimineața. Văd că deja vin câteva întrebări. Cum dispoziția, prieteni, la sfârșit campania electorală? Sper că bună la toți. Eu vreau să vin cu câteva mesaje pe final de campanie electorală pentru alegeri prezidențiale, că de obicei abordez cele mai importante teme, dar cred că cele mai importante teme sunt alegerile prezidențiale și referendumul. De ce astăzi, în prima parte a live-ului nostru, voi vorbi despre aceste subiecte și aștept, cred că vin deja unele întrebări din partea dumneavoastră. Poimâine trebuie să alegem președintele țării. Eu vreau să vin cu unele mesaje, dar până a venit cu unele mesaje către diferite grupe de alegători, vreau să comentez unele cifre care au apărut în zilele acestea. Am văzut ieri niște sondaje prin care actualul șef al statului deja este declarat învingător alegerilor prezidențiale. Niște cifre care sunt total deplasate și nu corespund realității. În opinia noastră, poate scuzele celor care au colectat datele este că le-au colectat la telefon. Apropo, 40% de indeciși este un lucru care nu am văzut nici într-un sondaj. Înseamnă că, într-adevăr, au fost colectate la telefon și oamenii nu vor să răspundă, oamenii se tem să răspundă. Să nu fie de partea cealaltă a firului poliția sau cei de la PAS care pe urmă să-i penalizeze. Noi, de asemenea, am făcut sondaje. Noi, pe parcursul întregii campanii electorale, am făcut sondaje închise cu 3 companii diferite de sociologie. Cunoașteți că pentru a face public, apropo, este o noutate aceste campanii electorale, că pentru a face public sondajele, companiile trebuie să înregistreze la CEC. Și Comisia Electorală Centrală nu pe toate le înregistrează. De aceea, noi am contactat câteva companii, am discutat cu ele. Sunt sondaje care nu au fost făcute publice, dar care noi am colectat date prin instrumentele perfect cum scrie carte. Și vreau să vă dau aceste cifre. Este vorba de media la 3 sondaje concomitent diferite, făcute în câteva valuri. Noi avem cifrele în fiecare săptămână. Eu o să vă dau pentru primii 3, 4, 5 concurențe electorale, care sunt cifrele reale în august, în septembrie și pe data de 16-18 octombrie, adică la ziua de astăzi. Cifrele care noi le-am obținut recent. Deci, o să vă dau pe fiecare concurent electoral dinamică. Maia Sandu în august 33%, în septembrie 34%, în octombrie la ziua de ieri 37%. Alexandru Stoianoglu a început în august cu 11%, apropo, mai avea doar 2%, în septembrie 15%, la ziua de astăzi peste 20,5%. Usatăi a început cu 10%, a crescut în septembrie la 12%, a scăzut săptămâna aceasta la 9%. Irina Vlah 8,76%, Chicu 6,43%. Din nou, nu că favorizez pe cineva sau vreau să critic sau să laud, acestea sunt cifrele reale, care, apropo, le au și cei de la guvernare. De ce ei își desenează 55-56%? Asta e altă întrebare. Dar eu vreau încă o dată să accentuez. La ziua de astăzi, din 100%, adică inclusiv aici și cei nedeterminați, Maia Sandu 37, noi, candidatul nostru 20,5, Usată circa 9, apropo, de 2 ori mai puțin ca domnul Stoianoglu, Vlah 6, Chicu 3. Astea sunt cifrele care noi le avem din sondajele noastre interne. Acum, dragi prieteni, puneți-vă întrebare, de ce au ținat ieri așa cifre? Unul la mână. Doi, foarte strane întrebare, din nou, eu nu vreau să critic sau să atac pe nimeni, dar foarte strane întrebare, de ce aceste sondaje desenate ieri de către oamenii Maia Sandu îl plasează pe Usată pe locul 2. În condițiile când el e depășit de Stoianoglu dublu. Care este scopul? Eu știu răspunsul la această întrebare, vă rog și pe dumneavoastră să vă gândiți. Deci, la ziua de astăzi, turul 2, Maia Sandu, Alexandru Stoianoglu. Încă o dată, aici avem vreo 15% plus nedeterminați, nu știm unde o să migreze aceste voturi. Dacă o să adăugăm cei nedeterminați și o să facem ponderarea,
Maia Sandu peste 40, Stoianoglu s-ar putea apropie de 30 sau 28-30 și restul în jos. Aici nu este inclusă diaspora, evident. Evaluările referitor la diaspora sunt diferite. Unii spun că vor fi mulți, eu consider că nu va fi depășit nivelul primului tur de 4 ani în urmă. Vă amintesc, 4 ani în urmă, în primul tur, au fost sub 150.000, 149.000 de cetățeni Republicii Moldova care au votat în străinătate. Colegii noștri fac aprecieri la nivel de 120-130.000 pentru diaspora. Vom vedea, nu vrem să ghicim, dar aceasta este realitatea. De ce vă spun acest lucru? Cei care încearcă să vă inducă în eroare, să creeze impresia că deja totul este clar și totul este decis și actuala guvernare își continuă mandatul, acest lucru nu corespunde realității. Acestea sunt manipulări cu scopul de a demotiva o parte a electoratului de protest să nu vină la vot că, uite, și așa totul e clar. Nu, situația este cu totul alta și depinde de noi cât de motivați și cât de organizați vom fi în ziua de duminică. Acum vreau să vin cu câteva mesaje către diferite categorii de alegători, care toți sunt cetățenii Republicii Moldova, dar vreau doar cu un mesaj așa separat pentru fiecare. În primul rând, pentru cei care votează pe Maia Sandu, au votat-o pe Maia Sandu, sunt alegători de dreapta, pro-europeni. Dragi concetățeni, stimați prieteni, eu înțeleg aspirația dumneavoastră. Eu sunteți gata să votați pe Maia Sandu, considerând că este rău cel mic. Pentru că sunteți pro-europeni, și nu vedeți pe altcineva pe dreapta. Da, Maia Sandu i-a distrus pe toți pe dreapta să nu aibă concurență. Noi înțelegem acest lucru. Dar vreau să vă puneți întrebarea. Voi chiar credeți că Maia Sandu este pro-europeană? Uitați-vă ce a făcut în ultimul timp. Uitați-vă ce a făcut parcursul acești 4 ani de mandat. Noi o să înțelegeți că pe acești 4 ani de mandat sunt incomparabili cu următorii în caz dacă câștigă. E... nu o să aibă nevoie de voturile voastre după această victorie. Ce și-a bătut joc în ultimii ani e floare la urechi. Tiranie și dictatură o să fie mai mare ca în oricare stat care se declară acum dictatorial. Voi sunteți pentru valori europene. Eu vă înțeleg. Dar ceea ce se întâmplă în ultimul zi, cu ultimele zile, cu media, cu Telegram canale, cu TikTok-uri de ăsta care cu cușma de guguță, canal TikTok de 100 și ceva de mii de urmăritori blocat noaptea asta de către Maia Sandu. Voi chiar credeți că această persoană vă reprezintă? Nu vă reprezintă. Vă minte și vă minte. Va utiliza aspirațiile dumneavoastră europene pentru a-și întări puterea sa absolută. Eu înțeleg că dumneavoastră nu aveți alte soluții. Nu vă îndemn să votați pentru candidatul nostru. Votați pentru cine doriți, numai nu pentru Maia Sandu, pentru că o să fiți dezamăgiți. Alegătorii de centru, care de fapt ei vor decide cine este următorul președinte. În 2016, în 2020, alegătorii din centru au fost cei care au înclinat balanța în stânga sau în dreapta. În mare parte, noi sunteți de etnie moldoveană, moldoveni. În 2016 ați crezut în Dodon, ați votat pentru Dodon, în 2020 ați crezut pe Maia Sandu, ați votat pentru Maia Sandu. Acum de voi, în mare parte, depinde ce va fi în aceste alegeri prezidențiale. Eu știu că pe voi vă sperie guvernarea. Eu ieri am auzit la Bălți, din partea unui alegător de centru, că da, ce-ți votăm cu Stoianoglu? Și trebuie să învățăm limba turcă? Voi ați ajuns la așa ceva, cei galbeni din pas, să induceți așa și speriați lumea? Care e limba turcă? Voi, cei de centru, sunteți foarte bine pregătiți. Puteți înțelege unde este minciuna și unde nu. Voi sunteți pentru țara noastră, voi sunteți pentru relații bune cu toți în est și în vest. Spuneți, vă rog, noastră, sunteți mulțumiți de acești 4 ani? Eu știu că nu. Alegătorii din centru care au adus victoria Maia Sandu și pasul la alegeri parlamentare mai târziu, voi nu sunteți mulțumiți. Acum încearcă din nou să joace pe fobiile dumneavoastră. Eu vă rog să analizați foarte, foarte bine. De votul dumneavoastră, în primul rând, celor din centru, contează rezultatul acestor alegeri. Nu vă place Stoianoglu, votați pe oricare.
Numai nupii mai sunt. Numai nupii mai sunt. Eu am avut sute de întrevederi, discuții cu mulțimi din dumneavoastră în parcursul acestor 30 de zile. Practic am fost în toate raionele Republicii Moldova. Vă rog foarte mulți alegătorii din centru. Soarta țării este mâna dumneavoastră. Alegătorii din stânga, care de obicei votează pentru partidele de stânga. Da, pe noi acum ne-au divizat. Comparativ cu dreapta, care este consolidată, pe stânga noi avem mai mulți candidați. Așa a fost, așa s-a primit. Suntem nu doar un candidat. Suntem 4-5, cei mai mulți candidați sunt pe stânga. Și va fi divizat votul pe stânga. Asta a fost și scopul, de fapt, guvernării. Pe dreapta e distrus pe toți, pe stânga să fie mai mulți. Acum încearcă să ne inducă pe noi în eroare că noi stânga nu avem nicio șansă. De obicei, noi suntem foarte organizați. Мы очень организованы, уважаемые друзья, те, которые голосуют за левые партии. Мы всегда были очень организованы. Нас пытаются напугать и с этими цифрами, что все пропало. Нет, ничего не пропало. Мы должны массово сейчас, больше, чем обычно, выйти на голосование. Реально мы можем победить. Если мы это сейчас не сделаем, Молдова не выживет в следующем мандате Майя Санту. Поэтому я вас призываю, левый электорат, который голосует за государственность, за традиции, за другие ценности, за нейтралитет, давайте мы покажем, докажем, что у нас есть свое слово сказать. Для этого мы должны массово выйти. Eu separat vreau să mă adresez și diasporii. Diaspora suntem toți noi. Eu am frate în diaspora, eu am cumetri, eu am verișori în diaspora. Ca și fiecare din dumneavoastră. Și dragi prieteni cu cetățeni de diasporă care 4 ani în urmă ați votat masiv pentru actualul președinte. Eu îți vă dau doar câteva întrebări. Și a îndeplinit Maia Sandu promisiunile față de diasporă? Categoric nu. Doar a majorat numărul celor din diasporă cu peste 250-200, sunt diferite cifre, 300.000 de oameni care s-au dus în diasporă, au plecat din Republica Moldova. A mărit numărul diasporii. Dar restul pe toate elementele. Plata pe colete, era 50 de cenți, acum de 4 ori mai mare. Ca să vii să cumperi un bun pentru un băiat din diaspora care a lucrat acolo, trebuie să arăte sursele de venit. El nu poate le arăta, banca îi blochează banii, nu poate să cumpere un apartament, o mașină. Polița de asigurare medicală. Multe alte lucruri care, din nou, v-au mințit pe cei din diaspora. Acum, din nou, încearcă să mizeze pe dumneavoastră. Eu știu că diaspora de această dată este cu totul cu alte poziții. Noi vă așteptăm acasă, dar ca să veniți acasă, țara asta trebuie să existe. Cu tradițiile sale. Eu știu sute de oameni din diaspora care ne spune, domnul, noi ne gândim să plecăm de aici pentru că ca nivă LGBT-ul prin școli, prin grădiniță, vrem acasă. O votați Maia Sandu, n-a să aveți unde vă întoarce. Nu o să aveți unde vă întoarce. De ce vă îndemn? La rece. La rece. Eu cred că nu o să fie participarea cea masivă, dar totuși mizăm foarte mult și pe sportul dumneavoastră. Asta e ceea ce am vrut să le spun diferitor categorii, referitor la alegeri prezidențiale. Acum, un subiect foarte, foarte important, referendumul. Voi știți poziția noastră, ea nu s-a schimbat. Noi considerăm că acest referendum este ilegal și noi nu trebuie să participăm în acest referendum. Trebuie să vă povestesc un caz săptămâna trecută, la o întrevedere într-un raion, în Fălești. După întrevedere am ieșit în sală și era o grupă de băieți în scurte de astea albastre, de la PAS, nu, care fac agitație pentru referendum. Știți ce îmi spun băieții? Domnul Dodon, noi știm că noi sunteți împotriva referendumului, dar vă rugăm, vă rugăm să participați și să votați împotrivă. Adică ei mă roagă, eu să votez împotrivă. E important să participă. Vă înțelegeți lor ce le trebuie? Lor le trebuie ieșirea la vot. Deci la noi sunt șanse reale să boicotăm acest referendum. Să nu aibă loc acest referendum.
Eu mă bucur că în parcursul ultimii săptămâni am văzut mai multe personalități din diferite domenii, justiție, ONG-ești, societate civilă, media, care au ajuns la aceeași concluzie. Că acest referendum nu este despre integrare europeană. Repet, acest referendum nu este despre integrare europeană. Acest referendum este despre modificarea Constituției. Eu vă rog foarte mult să examinați oportunitatea care vă spun, posibilitatea, să nu participați la referendum. Atunci când o să vă propună două buletine, spuneți că noi o să luăm doar buletinul care ține de alegeri prezidențiale. Dar dacă totuși ați luat buletinul, atunci vă rog să-l citiți. Un text așa mare, lung, eu l-am aici undeva, pot să vă arăt, dar l-am arătat de trecut. Un text mare, cu articole diferite, se modifică punctul cu tare, cu tare, cu tare. Acolo nu este despre integrare europeană. Acolo nu este întrebare, vreți în Europa sau nu. Acolo este întrebare, vreți să fie modificată Constituția sau nu, ca legile europene să fie mai presus ca legile moldovenești. Dacă ați luat buletinul ăsta de vot deja, votați împotrivă. În caz contrar, fără de legile pasului din ultimii 4 ani, îți vă pare floare la urechi. Ei, în baza acestui referendum, o să-și bată joc de tot ce mai rămas în țara aceasta. În baza rezultatelor acestui referendum. De ce noi cu toți avem doar două opțiuni? Opțiunea mea este că eu nu voi lua buletinul de vot. Și îndemn pe toți să facă același lucru. Și a doua opțiune pentru cei care tot și-au luat buletinul de vot, când au avut în cotroc sau s-au greșit, au semnat, i-au impus, nu știu, diferite variante, să voteze împotrivă. Ei se tem de astfel de opțiuni. Ați văzut cum l-au linșat pe domnul Gonța Gheorghe, pe Gheorghe de la N4, care și-a expus opinia publică și imediat a fost închisă gura. Păi asta e normal într-un stat de drept. Sau ați văzut ce se întâmplă, vreau puțin să vorbesc la acest capitol, tot în contextul electoral, ce se întâmplă la dezbaterile electorale. Eu nu le-am privit, colegii mei au participat la câteva, am văzut câteva secvențe, ce fac la TV8, la Jurnal TV. Domnule jurnalist, voi sunteți jurnaliști sau închetători? Apropo, cu toată informația primită din filaje, de la SIS, când se întreghe un om, dar tu e că pe data cu tare te-ai întâlnit în hotelul cu tare, nu știu cu cine, ce cooperațiile astea? Când s-a mai văzut așa ceva în Republica Moldova? Luăm toți peste 30 de ani de independență a Republicii Moldova. Când a mai fost așa ceva în Republica Moldova? Închisă media, jurnaliștii incomozi închisă gura, la dezbateri bătaie de joc de concurență electorală, Maia Sandu nu participă nicăieri și se fotografiază cu mâțele și cu câinii pe sate. Așa, fără de lege, în Republica Moldova nu a mai fost. Și eu vă rog, dragi moldoveni, stimați prieteni, să înțelegem că este mâinile noastre, poi mâine să oprim acest lucru. Încă o dată, sondajele arată, eu am spus public chestiile astea, eu am spus public, arată că șanse sunt. Noi avem posibilitatea să oprim acest dezmânț. Dar trebuie să fim activi, trebuie să fim împreună, alături, să nu ne temem. Acum, stimați prieteni, doar câteva întrebări. Galina Bunu, domnul Dodon, cum credeți că Maia Sandu, care acum de la pensionari dă 2300 de lei, nu corupe legătorii? Doamna Galina, evident că este o abordare electorală, dar eu cred că nu este corect că Maia Sandu a divizat pensionari în pensionari buni și pensionari nu buni. La 30-35 de mii de pensionari le dă 2300 de lei, dar la 600 de mii de pensionari, care tot nu au cu ce trăi, marea majoritate din ei, nu le dă nimic. Eu nu aveam să spun absolut nicio critică dacă Maia Sandu, la data din 1 octombrie, chiar fiind în campanie electorală, în ziua oamenilor în etate, dădea la toți pensionarii câte 1000 de lei. Aveți să fie echitabil, pentru că nu poți bătrânica asta să-i dai 2300 de lei, dar asta de alături, care tot are pensii ca așa ce, pensii nu poate cumpăra nimic. Să nu-i dai nimic. Să spui, da, tu nu meriți. Păi pentru ce să-i divizezi pensionarii ăștia? Pe bătrânii, pe părinții, nu știu, pe bunii, nu știu, buni și nebuni. Eu sunt potrivă la așa lucru. Dar Maia Sandu și aici a reușit să fac. Irina, de ce a răspuns la întrebarea noastră? Evident că este încercarea de a corupe legătorii.
dar mai mult mă deranjează divizarea pensionarilor în buni și răi. Ирина Нисен. Доброе утро, извините, я про референдум, который всем надоел, но все-таки уточните, пожалуйста, сколько подписей нам придется ставить, когда будем брать бюллетени? Бюллетени 2, а ведомостей сколько? Ведь если расписаться один раз и за президента, и за референдум, то мой голос будет учиться, даже если я не возьму второй бюллетень. Как быть, если я не хочу отдавать свой голос за референдум? Этот вопрос многих интересует. Проясните, Игорь Николаевич, надо ли расписаться за два бюллетеня отдельно? Ирина, спасибо большое за вопрос. Каждый из нас послезавтра на избирательном участке каждому предложат два бюллетеня, и нужно подписаться два раза. Еще раз. Не будет одна подпись за два бюллетеня, будет две подписи за два разных бюллетеня. Я поступлю следующим образом. Я приду на избирательный участок, и в этой ведомости, где нужно расписаться один раз за бюллетень за референдум и второй раз за бюллетень за президента, я скажу, я за референдум не подписываюсь, бюллетень не беру, это мое конституционное право, никто не может меня заставить. Я подписываюсь только один раз, только за один бюллетень. Поэтому, еще раз ответ. Вам предложат подписаться два раза за два бюллетеня. Если вы не хотите участвовать в этом беспределе, то вы подписываетесь один раз за один бюллетень и берете только бюллетень по президентским выборам. Если все-таки вам пришлось, или вы ошиблись, или вы поторопились и подписались за бюллетень за референдум, тогда мы его не портим, не рвем, мы голосуем против, для того, чтобы ваш голос не попал. Но желательно быть внимательным и подписываться за бюллетень за президента и подписываться только один раз. Надеюсь, ответил так, чтобы было понятно. Григорий Грауэр. Экспликация к чиндис референдум. Чифилд референдум. Есть и корейс. Копу чесан что то шамайте партии. Мутлами блудника. Ну, целедик, ну, ари, немику интеграри вапани. Григорий, я вам экспликат. Дланче пудар. Энкода то шамай молдовинешти, казан целедик стоц. Ей имблыш стрыга писитет. Уе, уе, уе. Да референдуму, ну, есть и диспли уе. Референдуму есть и диспли модификария конституции ей. Я вам спустя причем дева, а бюллетен, как это бюллетен? Эко бюллетен был. Эко возводеша бюллетен. Он дискреечек в рецентрации УЕС, а ну в рецентрации УЕС. Ну есть. Это есть здесь при модификаре Конституции. Ей борс модифич Конституция, что это принципал пункт, то это есть аста, есть урматор. Приведер ли трататор УЕ, при ком что чел эти акты журидичи, али УЕ, а у приоритетов от диспозиции din legile interne. Adică, dacă în UE ceva se permite, vânzarea terenurilor agricole, căsătoriile între același gen, propaganda în școală, atunci automat aceste legi sunt mai presus ca legile din Moldova care interzic acest lucru. Ia ca ce bagă în Constituție. La noi în Constituția Republicii Moldova, eu am aici, pot să vă citesc, e scris că familia este căsătorie între soț și soție, așa e scris. Dar la UE nu este chestia asta. Și că trece referendumul ăsta, aici se spună. Păi, dar pe iată, legile cele sunt mai presus ca noastră. E ca ce vrei să facă Maia Sandu. Eu nu sunt de acord ca toate legile UE automat să fie legii Moldova, pentru că ele nu corespund intereselor noastre. O parte care corespund, noi dați le examinăm care și le aprobăm separat. Ceea ce e bun acolo, hai să aprobăm la noi. Dar ceea ce vrem noi, nu ceea ce aprobă ei fără să întrebi noi. Pentru că în cazul dacă trece asta, и мене са пробе орши, и автомат и шла ной. Я кому не бага Майя Санду. Я то дичину с тем потрива честного референдума. Ну, с тем потрива Унии Европейни. Ну, мы под своим потрива Унии Европейни. Звечи не нужно. Это если мы релати буни куда куи. Я вем сути димиди в Молдовене куда. Да рабирать лести, кар ли бага Майя Санду. Ши и ну спун диспрясту. Ни шун дин трэш на ворге святям аста. И спун ка и уе, уе. Да ну и уе, и мотивкаря конституции. Шака Григорий спер, как у меня и клар. De ce partea PDS folosește poliția? Păi de ce? Pentru că altă posibilitate ei nu au să câștige. Ei vor doar prin astfel de instrumente, de represie, de impunere, de aristări, de ceea ce fac acum pe țară cu toate perchezițiile acestea. Ei utilizează resursul administrativ pe polnei programe. Știți, eu alaltă ieri am avut o întrevedere destul de interesantă în Ialovei. El vine preponderent de dreapta, votează tot timpul și ce spune cei din Ialoveni? Spun, domn, dacă Maia Sandu iară prin poliție, prin să câștigă, noi ce facem? Trebuie să ieșim în stradă.
Așa au spus cei din Aluveni, oamenii la întrevedere. Eu am spus, băieți, hai să vedem cu ce o să termine alegerile. Dacă o să termine alegerile, după asta o să discutăm. Браво, но респект от народа Молдовы и Приднестровья, та же Гагаузия. Вот остальное много. Ну, я не... Сегодня у меня будет встреча в Гагаузии вечером в Камрате, но я отдельно хочу обратиться и к нашим гражданам из Приднестровья. Уважаемые друзья, мы единая страна. Приднестровье – часть Молдовы. И нам нужен президент, который пойдет на диалог с Приднестровьем. Нынешний президент на это не пойдет. Она может развязать войну ради каких-то интересов. Поэтому ваш голос тоже очень важен. Мы понимаем, что вас, как обычно, пытаются блокировать на мостах, когда вы будете сюда ехать. Будут использовать другие инструменты. Но все-таки, если у вас есть возможность, обязательно, обязательно участвуйте в президентских выборах и в референдуме. Ну, в референдуме лучше не участвовать, в президентских выборах. Потому что результаты этих выборов коснутся и каждого из вас. Поэтому я призываю вас быть очень активными и выбрать президента, который начнет диалог, и мы все-таки придем к решению этой проблемы. Так, Алина Присакаре. Дечепис тот цанцар, спечал институт селитаса, антикспуси стягу строини цари ностри, марифет ла стягу ли униеропени. Алина, фарти корект интребари. Пропо ю кэнд лапшненцы, я не спустя, но его не дропели действия, думали кабинет или анскос. Но не сидим мембро уе. Cu ce ocazie drăperile Uniunii Europene? Noi avem un acord cu ei, dar noi avem acord și cu CSI, dar noi avem acord și cu sute de organizații internaționale. Noi și trebuie să punem toate steagurile? Foarte bună întrebare. Deci poziția mea ați înțeles. Bună ziua, tac, Diana, bună ziua, se vorbește în mediul online, căci dacă nu vom lua buletinul cu referendum, atunci ei vor vota în locul nostru. Totuși, care e varianta cea mai bună? Diana, ei nu pot să voteze în locul nostru. La fiecare secție de votare noi avem câte doi oameni, noi, socialiști. Dar are și Chicu, au și alții, câte doi oameni, care tot sunt pentru boicotare referendum. Nu, cel puțin am spus că nu participă. Noi avem la fiecare secție de votare 5, 6, 7, 8 oameni din partea, 10 oameni din partea opoziției care vor urmări. Și noi i-am instruit pe toți a noștri, scuzați-mă, noi 2000 de secții de votare avem, 2 oameni, noi avem 4000 de oameni, noi avem socialiști, care vor fi membri și reprezentanți ai socialiștilor în aceste scrutini electoral. Noi am instruit că ei să urmărească foarte atent fiecare pas și o să tragă atenția îndeosebi ca să nu semneze cineva în locul dumneavoastră sau să iei buletinul. De ce nu vă temeți de lucrul ăsta? Dacă nu luați buletinul, nimeni în locul dumneavoastră nu o să participe. Elena Bețivu, Igor Nicolaci, pravernu, pozdravă să și că vă sandu na одной волне. Слушайте. То, что пытаются некоторые наши недоброжелатели об этом говорить, мы это слышали сотни раз. Я еще раз повторю, наша политическая задача убрать эту власть. И мы сделаем все возможное для этого. Когда я слышу, что я и Стайноглу, как-то мы с Майей Санду, слушайте, поэтому Майя Санду посадила и Стайноглу, и меня, и на меня открыла 13 уголовный дел. Потому что мы вместе, вы что, с дуба упали, что? Нет другой политической цели, чем убрать эту власть. И мы этого добьемся. Стимас приятень, чем мой сын держав Кативан Треберь, дальной ссоре петат. Так, Сергей. Сторонники Санду радуются тому, что она такая красивая и встречается с такими важными людьми. А что главное для президента, по-вашему? Я думаю, что самое важное для президента, чтобы его принимал свой народ. Для меня менее важным, чтобы президента страны хорошо принимали какой-то там премьер или президент где-то, хотя это тоже важно. Важнее, чтобы народ внутри страны тянулся и верил этому президенту. Они ставили везде только своих людей в залах, которые машут желтыми флажками. У нас, к сожалению, так происходит. Так, Илья, сторонники Санду пугают, что после ее отставки будет катастрофа. Так ли это? Слушайте. Никакой катастрофы не будет. Во-первых, мы будем дружить со всеми на Западе и на Востоке. Мы найдем возможность вытащить экономику из той дыры, куда они ее загнали. И, слушайте, не заканчивается время, и солнце не падает, если Майя Санду не будет. Жизнь продолжается, и оно будет лучше, чем сейчас. Одни эксперты говорят, что финансовая серия – катастрофа. Другие, что все, какие могут быть после выборов.
по финансовой сфере, давайте мы отдельно сделаем передачу, если хотите. Ситуация непростая, но мы ее можем вырулить. Нужно некоторые вещи поменять в политике Нацбанка, нужно поменять полностью руководство Нацбанка, поставить патриотов, для которых цель работы Нацбанка будет поддержка национальной экономики. А не те, которые будут докладывать и слушать только, что им говорить из-за океана. К сожалению, у нас сегодня такой Нацбанк. Начинаем с Нацбанка, потом нужно все-таки вернуть, нужен молдавский банк наконец-то. У нас все банки западные сейчас. Зарабатывать миллиарды каждый год западные банки. За наш счет нам нужно сделать свой молдавский. Молдавский банк может. Есть еще туда и другие элементы, поговорим. Так, и такши ультима антрибари. Конклюзии. Ну, конклюзии с форте симпл. Педата ди доузи чоктомбри. Ешим лавотари. Шивотем пентру оршкари. Împotriva mai sunt. Și eu cred că șansele de a învinge sunt de partea noastră. Eu vă mulțumesc, stimați prieteni, încă o dată suntem pe sfârșit de campanie, astăzi se mai face agitație electorală, noi vom mai avea câteva întrevederi astăzi electorale. Ne auzim duminică și sperăm de luni să începem lupta pentru turul 2, între Maia Sandu și Stoianoglu. Mulțumim, o zi bună, cu Doamne ajută!